Vladislav Grebincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Republica Moldova, este oaspetele Europei Libere. Mulțumim mult că ați dat curs invitația noastră să discutăm despre ceea ce se întâmplă în sectorul justiției și vom porni această discuție de la cazul înlăturării din funcția procurorului general Stoian Oglo. În spațiu public, părerile sunt împărțite, unii sunt de partea domnului Stoian Oglo, alții îl critică. Dumneavoastră aveți o părere? Ați putea să spuneți cu certitudine că pot fi trase niște concluzii? E normal să avem opinii diferite. Numai stâlpii de pe marginea drumului au aceeași opinie. Eu nu am ieșit cu o poziție publică în acest sens, deoarece nu am toate faptele pe masă. Eu nu știu dacă erau suficiente argumente pentru a porni cauzele cauza patru penală capete împotrivă. De acuzare. Dar noi nu știm cât de fundamentate sunt ele. Sunt ele desenate pe nisip sau sunt ele bine întemeiate? Eu asta nu știu. De asemenea, eu nu știu dacă există temeri pentru arestarea domnului Stoian Oglo. Și ar fi fost cel puțin iresponsabil ca un jurist să iasă concluzii în materie juridică fără a cunoaște circumstanțele date. Eu sper că după ziua de astăzi, când va fi făcut public probabil demersul de arestare a procurorilor, lucrurile vor fi mai clare. Ceea ce pentru mine este cert este că din punct de vedere a vizibilității, a percepțiilor, lucrurile nu au arătat deloc bine. Atunci când în aceeași zi pornești dosar penal și în aceeași zi soliciți reținerea persoanei, pe niște acuzații în care e greu să spui că există o urgență sau o seriozitate extremă pentru arestare. La noi, Republica Moldova, populația de obicei foarte abrupt se aruncă în concluzii extreme. Și eu cred că ceea ce este important pe domnul Stoian Oglo sunt două lucruri. Primul, transparență maximă în investigarea acestei cauze. Și doi, corectitudine din partea procurorilor în abordarea acestui dosar și a judecătorilor, bineînțeles. Este adevărat că în spațiu public, inclusiv cetățenii, aduceau reproșuri procurorului general că nu există finalitate a dosarelor de mare rezonanță. A putut el face mai mult decât a făcut până la acest moment ca să-i crească încrederea și nu să fie diminuată această încredere și din partea celor care au venit la putere și din partea cetățenilor? Opinia mea este că domnul Stoian Oglo nu a fost cel mai prost procuror general pe care l-a avut Republica Moldova. Dar de asemenea este adevărat că performanța domnului Stoian Oglo a lăsat foarte mult de dorit. Iar faptele care au plâns suspiciunile în jurul lui privind protejarea interesului unei persoane destul de toxice din punct de vedere social, cred că i-a jucat festa. Dar cine și cum îi evaluează activitatea lui? În ultimă instanță nu contează formal cine îl evaluează. Foarte mult în justiție contează încrederea în lider. Și cu regret, în timp de aproape 2 ani de zile, de la o încredere foarte mare, domnul Stoian Oglo a ajuns la o încredere foarte scăzut. În mare parte datorită comportamentului dumnealui și a lipsei de performanță a procuraturii. Oamenii așteptau mai mare claritate în dosarul aeroportului, mai mare claritate în frauda bancară, deznodământul pe laundromat, pe niciunul din aceste trei dosari în care sunt interese politice evidente și combinații clare, care e clar că sunt infracțiuni și care nu sunt așa de complicat de investigat, cel puțin aeroportul și laundromatul, fără o soluție foarte clară din cauza procurorului, cel puțin. Mi se pare că prețul trebuie să-l plătească cel care și-a asumat conducerea procuraturii, anume procurorul general. Dar în aparițiile sale publice, domnul procuror spunea că totuși se fac pași ca să se ajungă la un deznodământ, inclusiv pe aceste dosare. Oamenii vor rezultate. În 2 ani de zile, dosarele puteau fi finalizate și transmise în judecat. De câte am înțeles, în dosarul aeroportului lucrurile în genere stau pe loc, iar în dosarul laundromatului lucrurile mergeau spre clasare. Și credeți că el nu era conștient că dacă nu o să livreze rezultate, o să-l aștepte soarta la care s-a ajuns? Ultimele reacții publice ale procurorului general mă fac pe mine să cred că dumnealui nu înțelegea până la sfârșit seriozitatea situației în care se află.
El mai spunea că are puțini procurori cu care să lucreze și asta e o explicație că se încetinește sunt încetinite investigațiile. Două lucruri pe care trebuie să le spun și asta le confirmă datele statistice. Unu, este că domnul Stoianoglu și-a numit în funcții publice oamenii pe care, în funcție de conducere în procuratură, oamenii pe care i-a dorit el. El, în timp de 2 ani de zile, a schimbat practic conducerea de fapt a tuturor procuraturilor. De asemenea, dumnealui are la dispoziție statistic de 2 ori mai mult procuror decât ar avea procurorul general al Germaniei raportat la cap de locuitor. Tot dumnealui, din 2020, decidea ce procuror unii să fie transferat, adică putea lua oricare procuror dintr-o procuratură și să o ducă binevol, bineînțeles cu acordul celor procuror, într-o altă procuratură. Asemenea, competență nu există nici aproape un procuror dintr-o democrație. Domnul procuror general avea mult mai multe competențe decât trebuia să le aibă. Și dacă dumnealui spune că cu aceste competențe el n-a putut să livreze, înseamnă că domnul procuror general nu poate livra și atunci trebuie să dea într-o parte și să vină alții care pot. Dar dumneavoastră credeți că el ar fi putut face mai mult ca să-i aducă în fața instanței pe Plahotniuc, pe Șor, pe Platon? Eu sunt sigur că se putea face, cel puțin se putea comunica mai bine, dacă nu se putea face mai mult procesual. Dar eu nu am auzit explicații credibile pentru mine. De ce în timp de aproape 2 ani de zile lucrurile nu s-au mișcat înainte? Problema e dacă dumnealui reușește să demonstreze că au fost încălcate procedurile legale și e repus în funcție, cum va continua activitatea sa? Eu nu-mi închipui cum un procuror general arestat sau reținut mai poate să revină în funcție de procuror general. Fiindcă, din punct de vedere a imaginii, el nu mai poate atrage mai mult popularitatea procuraturii, adică participarea lui în calitate de conducător al procuraturii doar va dăuna procuraturii. Dar lăsând într-o parte aspectele date, nu vreau să acreditez cu nimic dreptul actualei guvernări de a abuza de puterile pe care le poate avea pentru a influența dosarul dumnealui. Mai este încă o nuanță pe care vreau să menționez. Ceea ce se întâmplă acum cu domnul procuror general nu cred că este în puterile actualei guvernări. Este în puterile procurorilor, a colegiilor domnului Stoianoglu. Ei au pornit dosarul penal împotriva domnului Stoianoglu, ei au solicitat reținerea domnului Stoianoglu, ei au determinat suspendarea domnului Stoianoglu, ei astăzi cer arestarea dumnealui. Adică responsabilitatea nu e a politicului, dar e a procurorilor. Cel puțin formal, procurorii se ocupă de totul și cei din politic nu au nicio legătură cu asta. Dacă există o legătură dintre procurorii care instrumentează cauza și politic care în mod clar vrea să scape domnul Stoianoglu, atunci întrebarea iarăși este domnul Stoianoglu. Domnul Stoianoglu, ce ați făcut dumneavoastră cu reformarea procuraturii în de ani de zile dacă n-ați putut să vă asigurați un corp de procurori uneși și independenți? E bună întrebare, sperăm să aflăm și răspunsul chiar din primă sursă. Unii mai spun că s-a uitat de separarea puterilor în stat. Dumneavoastră, ce credeți despre aceste constatări? Au dreptul la viață? Se implică prea mult politicul în justiție? Politicul se implică în chestiuni sensibile în oricare țară. Atunci când oamenii, poporul, alegătorii pun presiune pe politic, politicul nu poate să închidă ochii la ceea ce dorește alegătorul, nu? Și dacă alegătorul spune că lupta cu corupția este o problemă, era pentru mine evident că politicienii vor forța această notă, altfel ei vor fi taxați la alegeri. Și toți înțeleg, lucrurile sunt evidente. Dacă politicienii au trecut anumite limite sau nu acceptabile, fiindcă procurorul cum trebuie să rămână independenți? Opinia mea e greu de spus. E greu de spus fiindcă decizia cu privire la pornirea urmăririi penale împotriva procurorului general clar că a fost luată de Consiliul Superior a Procurorilor, în care o parte importantă sunt procurori și unii dintre procurori au fost de acord cu pornirea dosarului împotriva domnului Stoianoglu. Ceea ce am văzut eu și mai prost, de fapt ca imagine, am văzut câțiva procurori care jucau contra regulilor în această procedură, care nu face deloc față procuraturii sau procurorului general. Dar cum ar fi fost mai bine? Eu am văzut câțiva procurori care încercau să saboteze ședința și Consiliul Superior al Procurorilor. În loc să discute despre argumente
fond, ei încercau să joace cu aspecte de procedură. Ce aici pe mine mă face să cred că pe fond totul e corect, dacă oamenii nu vor să discute fondul. Deja câtă influență politică a fost? Eu intuiesc că a fost anumită influență politică. Dacă acolo există procurorul general, ministrul justiției și am văzut încrâncenarea asta dintre ministrul justiției și procurorul general, eu cred că a fost anumită doleanță a politicului pentru o anumită întorsătură de acest gen. Dar și pentru mine, de asemenea, era clar că actualul clas politic nu poate tolera inacțiunea procuraturii. Fiindcă ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în procuratură a fost un fel de închidere a procuraturii față de tot ce se întâmplă în afară. Voi sunteți vinovați, lăsați-mi noi să lucrăm. Înțeleg, dar dacă voi nu îl vrați, nici o scut legislativ nu vă poate ajuta. Garanțiile legislative care există oriunde servesc ca o protecție reală doar atunci când cei care au această protecție conform legii livrează pe așteptările oamenilor. În cazul în care încrederea este proastă, lucrurile arată de fapt a corporativism. Și acum s-a manifestat o adevărată voință politică? Eu nu știu cum să numesc chestia asta. Recunosc că mie nu mi-a plăcut deloc ceea ce s-a întâmplat. A arătat foarte urât. Eu am făcut și o postare cu două zile în urmă în care mi-am pus întrebarea și dacă chiar trebuia de reținut domnul Stoianoglu. Pentru mine era clar că dacă domnul Stoianoglu pleacă, modificările legislative care au fost adoptate acum câteva săptămâni, era clar că nu au fost scris ca să fie scris pe hârtie. Trebuiau declanșate. Deja că ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat e o altă chestiune, dar faptul că domnul Stoianoglu a fost reținut și astăzi solicit arestare, am și eu întrebări față de procedurile astea. Mi-e greu să cred că lucrurile acolo sunt perfect legale. Dar dumneavoastră credeți că până la urmă legea să-l apere pe domnul Stoianoglu? Legea trebuie să-l apere pe domnul Stoianoglu. Dacă domnul Stoianoglu are dreptate, atunci el trebuie să stea la libertate. El trebuie să fie repus în funcție. Întrebarea este dacă domnul Stoianoglu va mai avea ponderea morală să mai stea în funcția de procuror general după ceea ce s-a întâmplat. Și după, vă spun sincer, opinia mea, după ieșirea dumnealui din conferința de luni, eu cred că domnul Stoianoglu nu mai are dreptul moral să mai pretindă chestiile de procurator. Luni sau marți? Pentru că marți a pus mai multe accente pe politică, așa să zic. Nu, luni. Îmi cer scuze, când a fost conferința lui de presă? Marți sau luni? Au fost două conferințe, dar marți. La prima, când el a acuzat ambasadorii, societatea civilă. Asta s-a întâmplat marți. Bine, după conferința de marți, eu nu cred că domnul Stoianoglu mai poate fi un lider adevărat al procuraturii. Dar dumneavoastră credeți că el folosea tribuna procuraturii ca să facă politică? Eu nu cred că el folosea tribuna procuraturii în interesul procuraturii. Dumnealui a folosit informații clasificate, adică cu restricționat. Dacă o alt procuror face chestia asta, lui s-ar porni dosar penal a doua zi. Și le-a folosit și mai mult în interes personal. Și mai prost, manipulând cu informațiile. Eu am fost vizat în unele decizii, deci sunt poate foarte părtimitor în această parte. Dar pot să vă spun că ceea ce a spus el despre mine este profund neadevărat și nu lui știa că lucrurile astea sunt false. Și le-a manipulat în interesul său. A preluat interimatul domnul Dumitru Robu, cel care a mai avut un interimat încă în anul 2019. Poate multe să le schimbe domnul Robu? Și cât credeți că va rămâne el în această funcție cu adinterimatul? Atât timp cât domnul Stoianoglu este formal procuror general, chiar și suspendat, un nou procuror general nu poate fi ales. Iar până la alegerea noului procuror general, noi o să avem un procuror general interimar. Cât va dura asta, deja e o altă chestiune. Consiliul Superior al Procurorilor va decide acest lucru. Eu nu exclud că odată cu că în legea asta votată în septembrie sau când a fost ea, în august. Erau două elemente acolo. Procedurile disciplinare, trei de fapt. Evaluarea performanțelor, procedurile disciplinare și procedura penală. Iată, s-a folosit procedura penală, una din ele. Dar mai există încă evaluarea procurorului general. Și procedura penală poate dura ani de zile.
Iar evaluarea procurorului general e relativ scurtă, până la 2 luni. Așa că eu nu este exclus că, în urmă la ceea ce s-a întâmplat, se va începe evaluarea activității procurorului general. Și dacă evaluarea va fi nesatisfăcătoare, atunci Consiliul Superior al Procurorilor poate lua o decizie că da, evaluarea a fost nesatisfăcătoare și atunci domnul procuror general, chiar dacă nu este condamnat, este demis și în locul lui... Deci el poate fi înlăturat din funcție, el da? El poate fi înlăturat din funcție chiar și până la finalizarea urmăririi penale. Adică procedura de evaluare a performanțelor dumnealui nu are nicio legătură cu procedura penală. Da, în condițiile Republicii Moldova e mai bine să activeze interimatul sau totuși să fie anunțat un concurs? Dacă se doresc schimbări reale. Schimbările reale sunt dureroase și de durată. Să fie desemnat și nimeni din interimare nu are poziționarea asta strategică ca să poată cere schimbări reale. Fiindcă toți se uită la oameni ca temporari. Și întotdeauna în Republica Moldova oamenii, când este cineva temporar, spune, băi, azi îți vine unul, mâine o să vină altul, haideți să vedem când o să vină celălalt, că este temporar aici. Deci eu trebuie să tai capete dacă lucrurile nu sunt foarte ferme. Adică pentru reforme serioase e nevoie de oameni în funcție, cu mandat de plin. Noua guvernare a obținut mandatul de încredere a cetățenilor pentru că a promis reforma justiției și lupta aprigă împotriva corupției. Dar și din mediul juriștilor sunt voci suficiente care spun că e prea puțin să ai doar aceste două priorități și să te concentrezi în exclusivitate pe aceste priorități pentru că rezultatele în acest sector nu vor veni peste noapte. E clar că se declară foarte mult despre reforma justiției, dar sunt de acord cu aceste opinii. Schimbările vor veni greu și guvernarea de asemenea trebuie să lucreze în paralel cu mai multe reforme. Justiția, da, e una din reforme, dar trebuie lucrat și la nivel de confort al cetățenilor. Dar cum vedeți dumneavoastră în continuare promovarea reformei în justiție? Eu văd câteva elemente în această reformă. Dacă ar fi să fie prima, este o previzibilitate. Clar pentru toți ce se întâmplă. Nu sărire la o reformă realtă peste noapte. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, până în ziua de astăzi. Eu nu am văzut o sincronizare foarte clară a măsurilor în domeniul reformei justiției. Da, s-au adoptat câte ceva, mult mai mult decât făceau socialiști, e adevărat, dar expectanțele față de oameni, față de PAS sunt altele decât față de socialiști. Adică vreau să văd o viziune clară de schimbare. Logica schimbării... Dar nu pornește viziunea asta clară de la îmbunătățirea cadrului legal? Da, dar tu trebuie să înțelegi care e cadrul legal. Prima este viziune. Uitați-vă, noi avem trei probleme în justiție, da? Corupția, incompetența și lipsa de independență. Fiecare problemă, cum o soluționez? Și le sunt interdependente. Cum legi tu aceste trei probleme împreună cu soluții, așa încât schimbările să fie, ele să fie fundamentate pe niște principii sănătoase și să fie reversibile. Cum se face curățenie în sistem? Păi, uitați-vă, despre această prima chestie care vreau să spun, viziune, previzibilitate în reforme. A doua este transparență, adică să fie, pentru toți fie clar că oamenii care vin sunt curați, iar oamenii care pleacă sunt murdari. Și nu că eu am schimbat banditul meu pe banditul lor. A treia condiție care trebuie să fie este promovarea meritocrației în sistem. Despre veniri e clar, despre plecări. Cu plecări lucrurile simple. În momentul în care este clar că există voință de fier de a schimba lucrurile, oamenii mulți vor pleca. Oamenii răi din sistem își pot negocia situația doar atât cât au spațiu de manevră. Când ei știu că nu au șansă să rămână, ei vor pleca singuri. Și un exemplu clasic este ce s-a întâmplat cu domnul procuror general astăzi. Nimeni nu vrea ca cu dânsul să întâmple exact același lucru. Adică ar fi fost mult mai bine dacă se retrăgea din proprie inițiativă? Eu am pus și la dumneavoastră în studio întrebarea dată. Domnul Stoianoglu, în situația care era până la reținere, cum își închipuia el schimbarea procuraturii și lupta efectivă cu corupția? Iată, asta eu nu înțeleg. Dacă domnul Stoianoglu credea că rolul lui este să conserveze situarea de fapt din procuratură, atunci am impresia că domnul Stoianoglu nu vrea o schimbare. Dumneavoastră ziceți că vor fi plecări. Pe de altă parte... Eu nu spun că vor fi, eu spun că dacă lucrurile se vor face ca la carte, cu transparență, cu meritocrație, cu previzibilitate,
cu promovarea liderilor din sistem, cu supravegherea acestui proces de către partenerii externi, cu deschiderea guvernării față de critic, fiindcă nu, cel care te critică nu ți este inamic. Majoritatea oamenilor care critică, critică cu bună credință, iar critica cu bună credință e în primul rând o lecție. Toate chestiile astea puse împreună pot să aducă la rezultate bune în 3-4 ani. Continuăm să discutăm despre curățarea din sistem. Cel mai probabil, majoritatea parlamentară vor merge până în pânzele albe ca să aibă loc această evaluare, inclusiv și pe intern, dar și externă. Și acest lucru iarăși durează. Chiar domnul ministru al Justiției a spus aici în studioul Europei Libere că abia în primăvara anului trecut ar putea să se ajungă la această evaluare externă. Da, domnul ministru este încă optimist. Estimările mele e toamna anului viitor, începutul reformei. Dar între timp pot fi făcute multe alte reforme care de asemenea pot avea aceeași urmări. Una dintre aceste reforme fiind schimbarea Curții Supreme de Justiție. Dar vedeți că și aici lucrurile s-au împotmolit. Nu s-au împotmolit aici. La nivelul Curții Supreme, noi putem să avem o Curte Supremă de Justiție, modelul estonian, de exemplu, în care sunt jumătate din ei procurori de judecători de carieră și alții nejudecători de carieră, un fel de amalgam între judecători și nejudecători, în care oameni de profiluri diferite iau decizii înțelepte. Dar oamenii ăștia trebuie să fie oameni respectați, oameni onești, și cu abilități de a crește profesional și de a duce după sine pe alții. Domnul Grăbinci, atât de greu se convoacă o ședință a Consiliului Superior de Suprem de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii va fi Consiliul ales. Superior al Magistraturii. Vom avea alegeri în Consiliul Superior al Magistraturii în mai puțin de 2 luni și în Consiliul Superior al Procurorilor în mai puțin de 1 lună și jumătate. Lucrurile se pot schimba în momentul în care să dă un suflu nou sistemului că noi vrem cu adevărat schimbare. Că noi vrem ca oamenii să fie numiți cei mai buni în funcție cele mai bune. Și dacă sistemul va crede, eu sunt sigur că la aceste alegeri ce obțin o parte din Consiliu și al procurorilor sau al judecătorilor va avea în componență un alt tip de oameni, cu alt fel de valori. În momentul în care acreditarea va fi că pasă și reglează conturile cu cei care nu îi urmăresc, oamenii buni nu se vor înscrie în aceste concursuri. Să nu vă faceți iluzii. Fiindcă oamenii buni contează pe corectitudine. Ei nu contează pe comploturi, pe combinații și pe înțelegeri, pe submasă. Oamenii ăștia așa nu lucrează. Iar cei răi, asta e apa la moară pentru ei, nu? Și asta coagulează cumva pe cei răi. Fiindcă cei răi înțeleg cei buni sunt slabi, iar cei răi au ce pierde. Ați amintit și dumneavoastră despre corupția din sistemul de justiție. Dacă eventual, iarăși în Parlament, se ajunge ca să fie votată și confiscarea averilor, i-ar speria pe mulți dintre magistrați? Nu, mulți magistrați vor pleca până să ajungă la confiscarea averilor. Pentru ce ar trebui? Da, dar de ce ar trebui să riște cu să totul? Să nimerească în vizor? Ei ar putea să spună, eu plec, eu am o pensie specială pe care o am, eu am o indemnizație de plecare din sistem, care tot e bună, câteva zeci de mii de euro, și mă duc să mă odihnesc, că averea asta, mă, domnule, am. Și de ce trebuie să mă chinui cu dosare, dacă cu banii pe care i-am și averea pot să mă odihnesc bine, mersi, fără niciun risc? E o chestie evidentă. În cazul în care riscurile sunt mai mari decât beneficiile, ia decizia rațională, nu? Că toți sunt oameni extrem de pragmatici. Hai să recunoaște. Dumneavoastră lucrați foarte mult cu donatorii, cu cei care cer de la Republica Moldova ca această reformă în justiție să aibă finalitate. Cum văd ei tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? Recunosc că nu am avut o discuție foarte, foarte recentă cu partenerii de dezvoltare. Așteaptă, și ei sunt în expectativă, așteaptă să iei un plan foarte clar de reforme din partea autorităților. Nu doar 5-10 acțiuni, dar, cum spuneam, un plan foarte bine închegat logic, pe care ei ar fi dispus să-l susțină dacă le va place acest plan, dacă acest plan nu le va place.
Dar în lista condiționalităților din partea partenerilor externi, în primul rând, se regăsește această reformă în justiție și lupta împotriva corupției pentru ca să îi se ofere Republicii Moldova asistență în continuare. De acord, dar reforma justiției e o chestie foarte vagă. Da? Spuneți în concret ce voi vreți să faceți. Și atât încă această concretică lipsește. E puțin timp, două luni, ca să apară acest lucru concret? E relativ puțin timp. Nu este nici mult, nici puțin, aș spune, este o chestie pe care eu i-aș da credit acum, un dubiu pasului, pe moment cel puțin. Ei au venit la guvernare nepregătiți. Ei nu au experiența guvernării. Ei nu au înțelegerea complexității problemei, cel puțin din justiție, cu care se confruntă. Îi învață din mers. Dar eu, pe moment cel puțin, nu am dubii cu privire la bunilor intenții. Poate ei, soluțiile pe care le aplică nu sunt cele mai ok. Intenția până când este bună. Dar eu am mai văzut oameni și în Republica Moldova și în alte țări care au fost îmbătați de putere. Și fiind îmbătați de putere au făcut lucruri extrem de unătoare pentru țară. Opoziția parlamentară a promis să scoată lumea în stradă duminică. Credeți că această presiune din partea străzii poate influența starea de lucruri? Ultimul lucru care trebuie pentru reformarea justiției este politizarea problemelor. Opoziția parlamentară, mai bine, opinia mea, ar veni cu argumente foarte bune în plenul parlamentului. Ceea ce văd cu regret și în parlament, și din partea unei tabere și din partea altei tabere, cu regret nu sunt discuții profesioniste. Sunt populism clasic și de la PAS și de la opoziție. Nu știu cât de mult asta ajută la dezvoltarea țării. Tensionarea relațiilor acum nu ajută nimănui. Și dacă opoziția crede că ei vor putea să capitalizeze pe seama nemulțumirii populare, poate, dar o să câștigi de la asta Republica Moldova. Poate e timpul ca politicienii să așeze și să discute civilizat despre cum poate să contribuie la dezvoltarea țării. Că ceea ce am avut noi până acum, subminarea cu oricare preț a oponentului politic, nu cred că e cel mai bun model. PASO acum poate da un exemplu. Și cu regret încă nu văd foarte mult exemplu în acest sens, că politica în Republica Moldova se bazează pe altceva. Nu pe comploturi și scheme pe din spate pentru a submina opoziția, ci pe un tratament respectuos al opoziției pentru a identifica cele mai bune poziții pentru țară. Că eu cred că și în opoziție sunt soluții bune. Și eu de asemenea cred că dacă doi oameni se ceartă prea mult, înseamnă că discută prea puțin. Dacă întârzia cei din justiție să livreze rezultate pe dosarele de rezonanță, iată că sunt investigații jurnalistice, investigații la nivel internațional, unde s-au aflat multe lucruri, de fapt, despre care se cunoștea, dar nu chiar în această proporție. Cum ar trebui să reacționeze instituțiile de drept la aceste investigații care se fac? S-au făcut și care arată totuși câți bani s-au spălat, cine a fost implicat, că au apărut și semnături până astăzi nu se cunoștea. Mă refer la cazurile din Republica Moldova. Două lucruri vreau să le subliniez aici. Primul lucru este că pentru guvernare, pentru oricare guvernare, jurnalismul credibil, profesionist și societatea civilă onestă nu sunt inamici. Ei sunt persoanele care au scopul de a-i ține în limita normalității. Și nu trebuie să fie atacați sau să supere guvernarea pe criticile care vin în adresa lor. Trebuie să treacă concluzii din ele. Să le accepte sau să nu le accepte, o altă chestiune. Dar asta este destul de mult, trebuie să alimenteze cel puțin gândirea critică în primul rând a celor la guvernare. Și doi, eu regret că deseori jurnaliștii din Republica Moldova cunosc mai mult decât procurorii. Asta în aparență. Procurorii n-ar cunoaște ceea ce cunosc și ziariștii. Dacă cel mai procurorii probabil cunosc ceea ce cunosc jurnaliștii, nu reacționează, lucrurile sunt și mai proaste. La resursele pe care le au procurorii. Și vorbeam ieri la un eveniment că noi avem în Republica Moldova de două ori mai mulți procurori pe cap de locuitor decât are media europeană. Noi avem mai mulți procurori decât aproape toate țările. Și totuși, performanța procuraturii este ceea pe care o percep oamenii.
Judecători sunt mai puțini decât procurori și ei spun că le sunt supraaglomerate sarcinile pentru judecători. Dar aceste investigații pe care le-au scos la suprafață jurnaliștii, despre ce vorbesc? Și cum ar trebui să reacționeze, de exemplu, procuratura? Domnul Stoianoglu, la conferința de presă, a spus că ar trebui să fie inclusiv investigate și aceste date. Au mai fost date și anterior și am văzut că procurorii cu greu acceptau informația din presă. De ce? Dacă există voință, întotdeauna lucrurile se schimbă. Dacă nu există voință, pretexte întotdeauna se găsesc. Cât timp ar trebui totuși Republicii Moldova să aibă o justiție independentă și care să aibă și încrederea cetățenilor? Întrebați-mă această întrebare peste 2 ani. Atât credeți că ar nu. Fi? Vreau să văd cum începe toată reforma justiției, fiindcă începutul oricărei reforme este de fapt 60-70% din rezultat. Dacă ea se fundamentează pe niște valori sănătoase, cum e corectitudine, meritocrație, transparență, lipsă de corupție și de interes, atunci, da, noi putem să avem, poate nu o să avem un sistem perfect, el nu va fi perfect. Dar el va avea niște fundamente normale în care oamenii buni se pot stârpi pe oamenii răi din sistem singur. Că justiția trebuie să lucreze, să autoipureze singur. Va fi presiune din afară, ei nu trebuie să fie opaci. Dar în primul rând, pe oamenii răi din sistem trebuie să dea afară tot sistemul justiției. Că în momentul în care politicienii intră cu buldozer în justiție, dreptatea sare pe oberlicht. Dar credeți că dacă dumneavoastră ați fi câștigat concursul, atunci când l-a câștigat domnul Stoianoglu, ați fi reușit mai mult să faceți? Mie mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Eu nu știu toate nuanțele, dar era cert că ar fi fost o sarcină foarte complicată în conjunctura politică de după noiembrie 2019. Dar mai rămâne tentant această funcție pentru dumneavoastră? Nu cred. Sunt lucruri destul de complicate la mijloc și eu nu cred că ar arăta bine lucrurile astea. Totul depinde de cum văd politicienii lucrurile. Dacă comportamentul care a fost în ultima săptămână, pe mine nu m-a încântat deloc. Adică, eu nu știu, eu cred că viitorul procuror general o să fie, probabil că viitorul procuror general, deja că eu nu-mi închipui cum domnul Stoianoglu va reveni în fotoliu, care va veni, va avea o sarcină foarte complicată. Da. În primul rând... Așa se vorbește de mulți ani. Cel eu care știu, va veni în fruntea procuraturii generale... Dar presiunea procuratură este mult mai mare decât era acum 2 săptămâni. Adică au crescut și mai mult așteptările? Da, fiindcă, înțelegeți, în momentul în care tu scoți în felul dat procurorul general din funcție, cumva acreditează că tu pui în această funcție un om care e cu 10 capete peste procurorul general preexistent. Și aici e complicat. Dar cea mai mare problemă în procuratură sunt oameni, specialiști. Și am impresia că capitalul uman din procuratură e o problemă foarte mare. Și în momentul chiar vine un procuror general bun. Pe alocuri, domnul procuror Stoianoglu are dreptate că nu sunt oameni care să lucreze. Și va lua un an și jumătate pentru viitorul procuror general să-și aducă oameni buni cu care să poată lucra. Oameni buni nu în sensul sloganul profesioniști adevărați și integri care se poate să lucreze. Asta e unul. Și doi, scurăți procuratura de oamenii proști, oamenii răi din procuratură. Dar șansele nu sunt pierdute. Hei, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. O zi bună!